Premier, doamnelor și domnilor, după ce cu toții au votat practic pentru aceste măsuri, inclusiv în ceea ce privește taxele pe profiturile băncilor, inclusiv pe această măsură care limitează plățile cash. Iată ce spune fostul premier, Nicolae Ciucă. În aceste condiții, în care această măsură de plafonare a plăților cash, cu care, încă o dată, nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliție explicându-se la vremea respectivă care sunt intențiile pentru care se adoptă o astfel de măsură. Eu am discutat cu ministrul de finanțe, am stabilit și în Biroul Politic Național că această măsură să fie revizuită. Revizuirea ei trebuie să se producă cât mai curând posibil pentru că nu avem o rețea de bancomate echitabil și distribuite așa cum ar fi necesari. Plafonul era oricum la 10.000 de lei. Ca atare trebuie să vedem care este forma cea mai... Ori se revine la 10.000 de lei și asta înseamnă că se folosește prevederea de dinainte.